În această dimineață, useliștii au plecat spre București pentru a participa la acțiunea de lansare a candidaților la parlamentare. Liderii USL au încercat să organizeze o manifestare după model american. Uniunea Social-Liberală își prezintă astăzi candidații la nivel național. Va fi o manifestare amplă, gen Barack Obama, care va avea loc pe Stadionul Național din București. Partidul Național Liberal, filiala Gorj, își deplasează un număr de 500 de membri la această manifestare. Participă de la Gorj 1500 de membri ai USL. Din partea PSD-ului? Din partea PSD-ului 1000 de persoane, în jur de 1000 de persoane vor participa. Nu avem sloganul pregătit și nu cred că este nevoie de slogan. Mulți dintre membrii nu prea știau pentru ce merg la capitală, dar au recunoscut faptul că se supun liderilor politici. Ce veți face la București? Ce o zice ceilalți? Ești un om strigat, Jos Băsescu. Zice că e alegeri. Lansare de candidați. Alegerea candidați? Lansarea candidaților. Lansarea de candidați, da. Ce ne spune noi, aia facem. Reprezentanții USL recunosc că mulți dintre cei care sunt duși la manifestare sunt doar aplaudați. Unii dintre ei nu prea au știut să le răspundă la întrebări, dar scopul este unii, să ne lansăm candidații și să câștigăm alegerile. Aproximativ 80.000 de membri USL sunt anunțați pentru lansarea candidaților la alegerile parlamentare, ce vor avea loc pe 9 decembrie. Vă păstrez 4 locuri, da, păstrez 4 locuri. Cele 4 locuri din față sunt pentru cei care coordonează.